Luna martie este luna în care reprezentantele sexului frumos sunt răsfățate cu flori și cadouri din partea bărbaților. După ce la începutul lunii doamnele și domnișoarele au primit tradiționalele mărțișoare de la bărbați, la doar o săptămână distanță, acestea sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Pentru a le veni în ajutorul soților, restaurantele din Giurgiu au pregătit deja oferte care mai de care mai tentante. Având în vedere că ziua de 8 martie este una importantă pentru fiecare reprezentantă a sexului frumos, aceasta trebuie sărbătorită ca la carte. Fie că domnii optează pentru o seară romantică, fie pentru una pur tradițională, ori cu stil, au de unde alege. Pentru cei care doresc să le ofere partenerelor o seară cu stil, pot alege restaurantul Cochet. Aici, reprezentanții localului le pun la dispoziție clienților un meniu bogat în valoare de 70 de lei. Din cele 60 de locuri disponibile, până în momentul de față, acestea sunt ocupate în proporție de 90%. Le-am pregătit un program de 8 martie cu formația Sirings la restaurantul nostru, la restaurant Cochet, și un meniu specific restaurantului, compus din aperitiv, un mix grill, un desert și o cupă de șampanie. Pentru cei care nu au făcut o rezervare până acum, ar trebui să se grăbească, pentru că deja în cele mai multe dintre localuri, locurile disponibile s-au epuizat. La restaurantul La Gigi, giurgiuvenii care vor petrece aici vor avea parte de un meniu ceva mai special și de un program artistic inedit. Meniul deosebit pentru o martie este la alegerea clienților, compus din un aperitiv zis intrare rece, intrare caldă, și mâncăruri tradiționale românești, și afară de cele tradiționale românești și mâncăruri europene, Grecia, Italia, Franța, Spania. Avem și suntem dotați cu lumini speciale pentru muzică. În același timp sunt camere de luat vederi care sunt... Tot ce se întâmplă înăuntru este redat pe plasmă. Giurgiuvenii care doresc să petreacă seara de 8 martie într-un mod tradițional pot opta pentru crama lui Neamărin. Aici, organizatorii evenimentului le-au pregătit clienților meniuri formate din mâncăruri 100% tradiționale românești și multă muzică populară. Pentru o seară la crama lui Neamărin, giurgiuvenii vor plăti 60 de lei de persoană. Doamnelor, pentru ziua de 8 martie le-am pregătit niște meniuri specifice. În general avem niște gustări reci și la alegere friptură de pui la grătar sau de porc, pește, și avem și anumite preparate specifice la la crabă sau localul nostru giurgiuvean. Dar în general, așa mai în grabă cum ar veni, gustări reci. În 1913, în urma unei conferințe a muncitoarelor de la Copenhaga, unde au participat peste 100 de femei din 17 țări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în aceea zi peste tot în lume, pe data de 8 martie. În această zi, în unele culturi, femeilor și fetelor li se dăruiesc cadouri, flori sau alte atenții.